Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft, viața la școală. Frați și surori, astăzi o să fie o zi foarte, foarte ciudată. Deoarece, boys, aseară, înainte să mă culc, am primit un telefon de la colegul meu de bancă, pe nume Alex, care mi-a zis, boys, că o să avem un nou coleg la noi în clasă. Ați auzit foarte bine, fraților. Este vorba despre un băiat care cică s-a mutat recent în oraș și ce să vezi, a venit la noi la școală și a picat cu noi în clasă, boys. Nu mai știu cum îl cheamă exact, însă urmează să aflăm. Dar cică mi-a zis Alex că băiatul ăsta este destul de dubios și nu știu care-i treaba. Urmează să aflăm, fraților, însă este pentru prima dată când noi avem un nou coleg în clasă și sunt chiar foarte, foarte curios să văd care-i treaba cu băiatul ăsta. După cum puteți vedea, boys, ne-am trezit, de data aceasta ne-am trezit singur în cameră, pentru că Rafael, după cum vă amintiți, a fugit din oraș. Haideți să începem, boys, pentru că sunt foarte curios să ajung la școală, însă înainte să mă duc la școală, o să mă duc și la Alex, că merg cu Alex la școală, și după să mă duc și la magazin să-mi iau ceva de mâncare. Nu știu, hai să vedem dacă avem ceva aici. Avem 9 diamante, ok, o să le iau pe astea. Hai să vedem, uite acolo pe mama. Să vedem care-i treaba cu mama. Bună dimineața, mamă, cum ai dormit? Let's go. Bună dimineața, dragule, baftă la școală, să ai grijă de tine acolo. Eu astăzi o să fiu plecată și o să ajung mai pe seară. Ai mâncare în frigider. Ok. Ok, mama, nu o să te termin de pleci, însă, na, să te distrezi, să, na, să ai grijă de tine, te-am pupat, hai că eu mă duc la școală, pa, pa, bum, boys, deci mama mi-a zis că o să plece astăzi și o să vină seara, nimica suspect, am mai plecat, ea bună, hai să-mi iau bicicleta și să mă duc, boys, la Alex acasă, pentru că acolo trebuie să ajung, să vedem care-i treaba, boys, sper să fie și Alex pe bicicletă ca să ne mișcăm destul de repede. Frățiorul Alex, unde ți-i bicicleta, bro? Salut, Alex, uite-ți bicicleta, hai să mergem la școală să întâlnim pe colegul nou. Neața, Marius, nu-mi găsiți bicicleta, frate. Mă duce mama cu mașina, vrei să te ducă și pe tine, bro? Nu. Nu-i bine, nu vreau să mă duc cu mașina, că merg cu bicicleta, că mă duc, mă opresc și până la magazin, nu-i combinație. Am vorbit cu cineva de la școală și zice că noul coleg e deja acolo și e destul de dubios, bro. Nu știu ce înseamnă asta, însă bine, Alex, bro, dacă zici că noul coleg e destul de dubios. Hai că eu o să mă duc la magazin, îmi cumpăr ceva, cred că nici nu cumpăr ceva de mâncare, îmi cumpăr o cola sau ceva de genul. Și ne vedem la școală. Bun, hai, te-am pupat. Bun, băieți și fete, deci Alex, boys, l-ați auzit și voi să nu fi zis că am zis-o așa de la mine. A zis și el, boys, că noul coleg este destul de dubios. Însă nu înțeleg de ce zice chestia asta. Sper, poate e el timid, dar dacă e timid, nu ar zice că e dubios, că există foarte mulți colegi timizi și nu sunt dubioși. Nu știu, urmează să aflăm. Hai să punem asta aici și să-mi cumpăr ceva de la magazin, pentru că sunt chiar foarte curios să ajung acolo. Bun, bună dimineața, doamna vânzătoare. O să iau o cola, atâta. Deci vreau cola asta, atâta, nu vreau nimica mai mult. Un diamant pentru cola, baftă la școală, Marius. Mulțumesc, uitați aici un diamant. Bun, boys, și mi-am luat cola. Haideți să mergem la școală să vedem care-i treaba, boys. Let's go. Momentan, Alex încă nu a ajuns la școală, după cum ați putut vedea că, na, trebuie să vină cu maica sau cu mașina. Hai să vedem cine este aici. Hopa, uitați-l pe Ovidiu, boys. Bun, hai să punem asta aici. Salut, ok, salut, bă, Ovidiu, ai auzit ceva de noul coleg? Neața, Marius, cred că avem o problemă la noi în clasă. A ajuns noul coleg și nu știu ce să zic, dar e destul de ciudat. Bro, de ce toată lumea spune că noul nostru coleg e ciudat? De ce toată lumea? Adică, bă, eu îi cunosc pe colegii mei și nu sunt chiar așa de închiși la minte sau ceva de genul, dar nu știu de ce toată lumea spune că e ciudat. Hai să mergem sus să vedem care e treaba. Ovidiu, te aștept și pe tine în clasă, frățioro. Deci că noul coleg a ajuns deja și e destul de ciudat, nu știu, în fine. Hai să vedem care-i treaba, let's go. Hai să vedem în clasă cine e. Hopa, în clasă e Tănase cu Alexandru. Alexandru, bănuiesc că este noul coleg. Uitați-l acolo pe Alexandru, care vorbește cu Tănase sau ceva de genul. Ok, salut, bă, băieți. Cum a fost weekendul vostru sau ceva de genul? Bă, Tănase, care e treaba cu băiatul ăsta? Băi, frate, băiatul e de treabă, dar parcă nu știu, nici măcar nu m-a întrebat cum mă cheamă și îmi știa numele. Băi, asta nu poate să fie așa de ciudat, adică e un orășel mic, cam toată lumea cunoaște pe toată lumea, poate s-a interesat înainte cum te cheamă, că n-a ca să, nu știu, să se integreze cu noi sau nu știu care e treaba. Știe multe chestii despre noi, despre orașul ăsta, dar am înțeles că s-a mutat săptămâna trecută aici. What? Deci că băiatul ăsta știe foarte multe chestii despre orașul nostru și s-a mutat abia de o săptămână. Nu știu ce să zic, haideți să merg și eu să vorbesc cu el. Salut, bă, Alexandru, frate, cum e prima ta zi de școală? Salut, Marius, ce faci? Sunt noul coleg. Să știi că sunt foarte bun la învățătură, dacă vrei putem să facem teme împreună, mai ales acum că mama ta e plecată din oraș până de seară. What? De unde știi, Alexandru, că mama e plecată din oraș până de seară? Da, boys, destul
destul de ciudat. Eu o să mă bag în banca mea și o să-l aștept pe Alex și na. Nu știu, vedem ce se mai întâmplă pe la școală, dar băiatul ăla e destul de ciudat. De unde știe că mama e plecată din oraș până diseară? Mi-a zis mie azi dimineață, doar atâta. Băieți și fete, ne aflăm într-o situație foarte, foarte ciudată, pentru că suntem la ora de română și efectiv profesoara de română cu Alexandru vorbesc în continuu de jumătate de oră. Eu nu înțeleg de ce se înțeleg așa de bine și de ce vorbește profesoara de română doar cu Alexandru și nu ține ora. Hai să vedem care-i treaba. Alex, știi tu ceva, frățiorul? Nu știu ce vorbesc, dar e ciudat, se înțeleg așa bine, parcă profesoarei nu îi se pare ciudat că el știe efectiv tot despre școala noastră. Boys, ideea e că eu m-am gândit de multe ori și la profesoara asta de română că e destul de ciudată. Știți că ea mi-a zis prima dată că proful de engleză are un secret. Nu știu dacă Alexandru are ceva de făcut. Știți că Rafael mi-a zis înainte să plece din oraș că o să-mi pregătească o surpriză la școală. S-ar putea ca Alexandru să fie surpriza? Nu știu care-i treaba. Ia stați, boys, încerc să mă fac neobservat, să merg și la Tănase. Mi se pare suspect băiatul ăsta, rău de tot. Nu știu ce e cu el, a apărut așa de nicăieri și ne cunoaște pe toți. Da, boys, bă, Alexandru, e destul de ciudat. Ovidiu, frățor, tu ce părere ai? Hai să vedem. Ciudat, atât am de zis, Marius, ciudat, boys. Pentru prima dată o să întreb și pe Alexia. Alexia, nu-mi spune că tu întotdeauna ești pe dos. Ce credem noi? Ție nu-ți place, ție nu-ți convine. Nu-mi spune că ție-ți place de Alexandru. Băieți, pentru prima dată în viața mea sunt de acord cu voi. Trebuie să scăpăm de băiatul ăsta neapărat, boy. Deci efectiv până și Alexia e de acord cu noi, care știm toți că Alexia nu ne suportă pe noi băieții din clasă. Până și ea crede că Alexandru e destul de ciudat. O să mă duc înapoi în banca mea, nu vreau să vorbesc cu Alexandru sau cu doamna de română. Însă totul, boy, pare că e destul de ciudat. O să aștept până se termină orele și vedem în continuare ce o să facem. Bun, frați și surori, tocmai ce am ieșit de la noi din clasă, efectiv toți colegii au plecat afară și uitați, boy, pe Alexandru și pe profesoara de română că ei sunt în clasă și vorbesc în continuare. Au vorbit efectiv toată ora și toți stau și vorbesc. Nu știu, boys, care-i treaba cu ei. E destul de ciudat, însă eu acum o să mă duc acasă, pentru că ora de română era ultima oră. O să mă duc acasă și o să văd care-i treaba. Băi, Alexandru ăsta e destul de ciudat și trebuie neapărat să... Nu știu, trebuie să vorbesc cu Victor sau cu Alex. A, uite-ți-l pe Victor, m-am ucit coincidență. Deci fix aici este Victor. Să văd care-i treaba. Bă, Victor, băi, să zic o chestie despre băiatul ăsta nou. Alexandru ăsta ne cunoaște pe toți, e destul de dubios. Eu zic că ar trebui să facem ceva legătură cu el, cel puțin să aflăm niște informații despre el. Poate doar suntem noi paranoici după ce s-a întâmplat în oraș. Băi, Marius, diseară trebuie să ne vedem la cafenea. Am aflat ceva despre băiatul ăsta, Alexandru. Ok. Ok, boys, deci Victor a aflat ceva informații despre Alexandru și vrea să ne vedem diseară la cafenea. Bun, bă, Victor, păi ne vedem atunci acolo diseară la cafenea. Bun, boys, hai să-mi iau asta, să-mi iau cât de rapid pot să-mi iau bicicleta și să mă duc acasă, boys. O să o colez puțin pe aici, pentru că mi se pare destul de ciudat, dar nu o să iau pe aici, nu vreau să merg prin model sau ceva de genul. O să merg pe drumul normal, însă Alexandru ăsta, fraților, nu știu, mie mi se pare ciudat. Cred că e ceva nașpa la băiatul ăsta și ceva ce noi nu ar trebui să aflăm. Cred că cam asta e, neapărat e ceva ce noi nu ar trebuie să aflăm. Însă acum o să mă duc acasă și na, aștept până diseară să văd care-i treaba. Poate o să mă întâlnesc cu Victor la cafenea. Bro, ce face Alexandru în fața casei mele? Buzi, uitați-l acolo. El cred că nu mă vede. Stați puțin să îmi iau bicicleta și să o pun aici. Uite, să o pun undeva aici. Bun. Uitați-vă, boys, Alexandru e acolo în fața casei mele. Bro, nu înțeleg care-i treaba. Boys, Alexandru ăsta este foarte dubios. Să mă duc la el să văd care-i treaba cu el. Și credeți că Alexandru ăsta are ceva de ascuns și că e mână în mână cu Rafael și cu profesorul de engleză? Băie și fete, stau ascuns aici de vreo 10 minute, a început și ploaia afară efectiv și după cum puteți vedea, Alexandru, noul coleg de la mine din clasă, tot stă în fața casei mele și tot mă așteaptă acolo. Eu mă gândeam că dacă stau aici să aștept puțin o să plece, însă după cum puteți vedea, ăsta nu vrea să renunțe, bă, și tot stă acolo în față. Însă, cât timp a stat aici astea 10 minute, mi-a venit și un plan foarte, foarte bun. O să iau, boi, stăteți, o să iau bicicleta și o să încerc să nu mă vadă, bang, bang, și o să merg prin spatele casei. Asta o să fac. Uite, o să las bicicleta, să zicem, aici. Și uitați-vă, aici este o intrare în spatele casei și așa o să încerc eu să intru în casă. Dar ia stai, bro. Mamă, eu am geam în față la casă. Ia, nu pot să mă uit pe aici să văd.
Ia uitați-vă. Ok, boys, deci da, eu am geam în față la casă și Alexandru o să mă vadă. Bun. Ok, fața, ok. Deci hai să nu ne mai panicăm de Alexandru. O să intru în casă și după o să văd care-i treaba cu el. Bănuiesc, sper că nu m-am văzut sau ceva de genul. Hop, aveam aici un chest, let's go. Un mesaj de la mama, hai să-l citim. Dragule, o să fii singur acasă următoarele două zile. Lipsesc mai mult din oraș. Ok. Ok, boys, deci o să fiu singur acasă două zile, mama e plecată, genial, efectiv, bun. Hai să vedem, uitați-l acolo pe Alexandru, hai să întreb ce vrea, boys, deci ăsta acolo. Salut, bă, Alexandru, ce faci, frate? Cum a fost azi în prima ta zi de școală? Salut, Marius, ce faci? Scuze că am apărut neinvitat la casa ta, dar am aflat că nu te descurci prea bine la școală și aș vrea să te întreb dacă vrei să facem lecții împreună. Am aflat că la chimie ești în situație de corigență, pentru că nu ai mers niciodată la oră anul ăsta, o să vă povestesc eu, boys, și nu cred că știi prea multe. Vrei să te ajut? Alexandru, frățiorul, nu știu de unde știi tu de situația mea de la chimie, însă vreau să te asigur că situația mea la chimie e foarte bună și că nu am nevoie de ajutor. Îți mulțumesc totuși. Nu știu, poți să te duci la alți colegi să vezi dacă ei vor. Eu să mă duc în casă că am ceva de învățat la română. Hai, îți urez o zi frumoasă. Boys, fiți atenți, nu știu dacă v-am zis sau ceva de genul, însă eu sunt într-o situație destul de nașpa la chimie, pentru că, după cum știți în episoadele mele, nu am fost niciodată la ora de chimie, pentru că s-a întâmplat faza cu fratele meu, faza cu profesorul de engleză, toate fazele astea, și nu am apucat să merg niciodată la ora de chimie. Și, într-adevăr, aș avea nevoie de ajutor, dar nu știu de unde știe Alexandru, și după cum puteți vedea, boys, trebuie să stau așa, ăsta în continuare stă acolo și nu pleacă, bro. Întrebarea mea e de unde știe el, de unde știe el de situația mea de la chimie. Ok, ok, destul de ciudat, boys. Eu o să mă pun acum în pas și dacă vă aduceți aminte din episodul trecut, trebuie să mă văd diseară la cafenea ca să mă văd cu Victor. O să mă duc diseară la cafenea ca să mă văd cu Victor. Sper să plece ăsta, însă nu știu, stau aici și aștept să plece. Băi, mă uitam și eu la un film aici liniștit și am auzit că bate cineva la ușă. Hopa! Alex și Dragoș. Bun, boys, bă, eu cred că o să plec, o să mă duc și la cafenea să văd care-i treaba cu Victor. Însă nu știu ce caută Alex și Dragoș la mine acasă. Salut! Ia stai. Salut, bă, băieți, cu ce ocazie pe la mine? Marius, a venit și la tine Alexandru acasă să te întrebe dacă vrei să învățați cumva împreună la chimie. Da! Da, și la mine a venit, și la voi a venit, bro. A venit înainte, gen fix după școală. A trebuit să intru prin spate. A venit să mă întrebe dacă zice că vrea să învăț cu el la chimie. Rămânem corigenți toți. Nu am fost niciodată la oră. Poate chiar a trebuit să lăsăm pe Alexandru să ne ajute. Bro, Dragoș, nu știu ce să zic, frățiorul. Ideea e, boys, că na, noi suntem într-o situație destul de proastă la chimie și chiar cred că o să rămânem corigenți sau ceva de genul, sau poate repetez mai nașpa. Însă eu zic să nu lăsăm pe Alexandru să intre în casele noastre, pe bune. Eu, băieți, o să vă las, o să mă duc chiar acum, trebuie să mă văd la cafenea cu Victor. Însă ne vedem mâine la școală, eu zic că așa e cel mai bine, let's go, bun, boys, ok. Ok, deci ați văzut că nu mă așteptam la chestia asta. Alexandru a venit și la Alex și la Dragoș acasă să-i întrebe dacă vor să învețe împreună la chimie. Nu știu, boys, poate Alexandru ăsta doar este un băiat care vrea să se integreze în grupul nostru de prieteni, însă nu înțeleg de unde știe el de situația noastră la chimie. A venit la școală și mâine, boys, mâine avem prima oră chimie, deci la școală. Mâine e o chestie destul de nașpa. Hai să vedem dacă e cineva aici. Ok, boys, uitați-l pe Victor, după cum a promis. O să las asta aici și să vedem care e treaba cu Victor. Salut, bă, Victor, ce zici, frate? Ai auzit ce s-a întâmplat? Alexandru a venit la fiecare casă din oraș Și-a întrebat dacă vrea să ne ajute la chimie. What? Și la tine a venit? Bro, care-i treaba cu Alexandru ăsta? Noi nu am fost la chimie niciodată și mâine dimineață avem prima oră. Ce zici? Să-i acceptăm invitația și să ne ajute la chimie? Nu! Eu spun să nu, dar ceilalți parcă vor. Băi, Victor, să știi că am vorbit și eu cu Dragoș și am văzut pe bune că și el vrea chestia asta. Însă eu zic că cel mai bine, și acum zic pe bune, cel mai bine ar fi să învățăm noi singuri și să aflăm mai multe informații despre Alexandru ăsta, frate. Pentru că, nu știu, mi se pare un băiat destul de dubios. Frați și surori, avem o problemă foarte, foarte mare. Tocmai ce m-am trezit și m-am uitat la ceas și este 8:30, adică am întârziat jumătate de oră la ora de chimie. O să-mi iau rapid asta, nu mai am absolut nimica, nici gheoza, nici nimica. Trebuie neapărat să ajung la ora de chimie, boys. Am întârziat jumătate de oră, nu știu care-i treaba. Eu l-am mai stat așa puțin cu Victor la vorbă, însă după am plecat acasă. Mamă, boys, sper să nu fie ceva nașpa de tot. Sper să nu fie ceva nașpa, pentru că am întârziat efectiv la ora de chimie. O să-mi las asta aici, bună.
Hai să vă care treabă. Uitați-vă aici toate bicicletele tuturor colegilor mei. Mamă, sper să nu fie ceva nașpa pe bune. Trebuie să urc sus la clasă să vedem care e treaba. Ok, o să urc. Mamă, înăuntru cine e? Stați că e cineva înăuntru. Hai să vedem cine e înăuntru. Este Alex cu Ovidiu, cu Alexia, cu Alexandru Tănase și profesoara de chimie. Efectiv, e toată clasa și profesoara de chimie acolo, boys. Mamă, mi-e frică pe bune să intru în clasă. Voi ce ziceți? Să intru în clasă sau să plec acasă și să zic că am fost răcit? Boys, nu, eu n-aș face chestia asta. Cred că da, cred că o să intru în clasă și o să-mi cer scuze la profesoara de chimie. Vedeți că sunt toți acolo. O să-mi cer scuze la profesoara de chimie, însă sper să nu fie destul de nervoasă pe mine. Chiar dacă stau să mă gândesc, ideea că aș pleca acasă și a zice că am fost răcit ar fi foarte bună. Însă nu știu, poate m-a mai văzut cineva când mergeam prin școală. Hai să vedem care e treaba. Uite pe toți, bună ziua doamna profesoară. Îmi pare foarte rău că am întârziat, însă vă spun sincer, nu mi-a sunat ceasul de dimineață. Nesimțitule, după ce că nu ai notă și nu te-ai prezentat tot semestrul la ore, mai ai tupeul să întârzi. Jos, pe astăzi ai un 1. Momentan ești în situație de corigență, sunt curioasă cum o să scoți nota asta proastă. Boys, mi-a dat nota 1. Deci, oficial, cred că o să rămân corigent, în fine, o să mă pun în banca mea să văd ce se mai întâmplă. Frați și surori, a trecut ora de chimie și mă aflu la baie împreună cu Alex și ideea e că Alex mi-a zis ceva ce m-a supărat foarte, foarte rău. Noi toți am luat notă de trecere, mai puțin tu că ai întârziat. Deci profa de chimie, boys, le-a dat la toți notă de trecere pentru că s-au prezentat la oră, însă pe mine are boală pentru că am întârziat din greșeală dimineața și singura mea opțiune, boys, cred că știți și voi care este, mai exact să las pe Alexandru să mă ajute. Se pare că singura ta șansă ar fi să accepți ca Alexandru să te ajute, dar nu știu ce să zic despre el. Boys, frățiorul Alex, nici eu nu știu ce să zic despre chestia asta. Însă hai să vedem care e treaba. Ideea e că acum boys, toată lumea s-a dus la ora de sport pentru că avem sport, școala e cam goală și Alexandru a rămas în clasă. Eu acum, fraților, nu știu ce să fac. Scrieți voi la comentarii. Va trebui să mă duc la Alexandru, să-l rog să mă ajute să învăț și niște chimie ca să am o notă de trecere sau să încerc să scap al cumva sau să rămân corigent efectiv. Rămân corigent sau îl las pe Alexandru să mă ajute la chimie și chestia asta s-ar putea să mă coste și viața dacă Alexandru are intenții, să spunem așa, mai nu. Bună dimineața, frați și surori! Tocmai ce m-am trezit și mă aflu într-o situație foarte, foarte ciudată. Ei bine, fraților, după cum știți în episoadele trecute, mama trebuia să fie plecată din oraș și efectiv, boys, acum 5 minute a bătut mama la ușa mea și mi-a zis neapărat să ies afară din cameră. După cum puteți vedea, stă acolo și eu nu știu ce să fac. Ideea e, boys, că ieri am fost la școală și am vorbit cu Alexandru că astăzi va veni Alexandru, nou meu coleg din clasă, că astăzi va veni și mă va ajuta la chimie și sper să fie totul bine, fraților, însă nu știu ce s-a întâmplat cu mama și de ce m-a trezit, habar n-am. Hai să văd care-i treaba. După cum puteți vedea aici, nu-i nimica special, nu? Hai să văd care-i treaba cu mama. M-a trezit, nu știu, ea trebuia să fie plecată în oraș undeva la 2 zile, cam așa am înțeles. Hai să vedem care-i treaba. Uitați-o acolo. Bună dimineața, mama, care-i problema? Fiule, e grav rău de tot. What? Ce-i așa de grav? Uite, m-am întors mai repede decât am zis, deoarece mi-au zis vecinii că am primit poșta și am așteptat o scrisoare foarte importantă. Ok, deci da, la noi în cartierul ăsta nu s-a mai primit poșta de foarte mult timp, dar ce scrisoare importantă aștepta mama, sincer, nu știu. Dar când am deschis cutia poștală, am găsit asta acolo. Ce-ai găsit în cutiuța poștală? Hopa! O scrisoare de la un necunoscut, bro? Ok, sunt chiar curios ce se află aici. Lăsați-mă să deschid, ia să vedem. Vreau ca elevul Marius să nu uite niciodată un lucru. Fiecare moment pe care îl petreci singur acasă este un moment în care poți dispărea. Stați. Fiecare moment pe care îl petreci singur acasă este un moment în care poți dispărea. Boys, asta este o scrisoare de amenințare?
Ok, nu e bine deloc, ok. Oricum, am întârziat la școală. Mama, mulțumesc că... Deci să stai aici. Faza e că acum nu mai pot să fiu singur acasă, din câte am înțeles. Așa că stai aici că eu mă duc la școală. Boys. Boys, boys, boys. Tocmai ce am primit o scrisoare de amenințare de la un necunoscut. Dar nu știu de la cine poate să fie chestia asta. Deci auziți aici. Vreau ca elevul Marius să nu uite niciodată un lucru. Fiecare moment pe care îl petrec singur acasă este un moment în care poți dispărea. Fraților, habar nu care-i treaba. Însă fiți atenți, o să mă duc. Asta, eu aici am ceva nou. Stați, să-i cer lui mama, să-i cer lui mama niște diamante. Bun, mamă, mulțumesc de diamante. Băi, am cerut niște diamante pentru că mă duc la școală și înainte vreau să mă duc să-mi iau ceva de băut și de mâncat. Fraților, de la cine s-ar putea să fi primit această scrisoare, acest mesaj de amenințare? Nu știu care-i treaba, însă sper, vă spun că de sincer, pot sper să nu aibă legătură cu legătură cu Alexandru sau ceva de genul, pentru că Alexandru, boys, o să vină în după amiaza asta la mine. Hai să vedem care-i treaba, boys. Deci aici trebuie să iau, uite, hai să zicem că mi-au o pâine, așa, și mi-au și o cola, hai să zicem, sau ce cere pe aici, are cola, nu, hai că mi-au o băutură asta, bun. Hopa. Hopa, boys, la bibliotecă e Alexandru, man. Ok, stați puțin să plătesc asta. A, ba nu, uite aici are cola. Stați că o să pun asta aici, vreau să-mi iau neapărat o cola. Să pun asta aici, boys, trebuie să mă duc să vorbesc cu Alexandru, să văd care-i treaba. O să iau cola asta. Uitați aici cola și pâinea. Neața, Marius, pâinea costă 2 diamante și cola 1 diamant, total 3 diamante. Am înțeles, dar stați să-mi iau cola de aici. Trebuie să intru și eu pe aici, hopa, să-mi iau cola. Bun, deci în total aveți nevoie de 3 diamante. 1, 2, 3. Bun, am dat pe toate. Și se vede că ai treaba cu Alexandru. Neața, bă, Alexandru, ce faci, frate? Auzi, diseară mai vii la mine să facem chestia aia cu chimia, gen, să mă ajut și pe mine la chimie. Salut, Marius, asta voiam să te întreb și eu pe tine. Am auzit că mama ta s-a întors din oraș. Ea e de acord să facem lecții împreună? Sigur, te pot ajuta cu cea mai mare plăcere. Aș vrea să-mi fac mulți prieteni aici. Da, Alexandru, cred că mama e de acord, dar hai că ne vedem la școală. What? De unde știe Alexandru că mama s-a întors în oraș? Boi, stare mie. Deci vă spun sincer că noul meu coleg ăsta, Alexandru, are ceva de a face cu scrisoarea asta pe care am primit-o. Nu vreau să arunc acum gen să zică, ba da, 100% el e vinovatul, însă o să mă gândesc că are ceva, are o legătură cu chestia asta. Vă spun că de sincer pot, boys. Hai să vedem, mai să vedem în continuare. Ah, uite-l pe Alex, el deja a ajuns la școală. Mamă, să-i zic și lui, să-i zic și lui neapărat. Salut, bă, frate, bă, Alex, fii atent, frățiorul. Uite ce am primit azi dimineață. Am primit o scrisoare în care sunt amenințat și nu știu care-i treaba, nu știu dacă Alexandru sau abar n-am cine are ceva legătură cu scrisoarea asta. Ok, asta e grav rău de tot. Ai făcut lecții cu Alexandru, a venit, te-a ajutat. Băi, încă nu. Astăzi trebuie să vină, însă nu știu ce să zic dacă să-l mai primesc după această scrisoare. Adică, bro, poate băiatul doar vrea să mă ajute, dar nu știu de unde știe că mama a revenit în oraș, n-are niciun sens. Însă îmi dă senzația așa că mă urmărește și că știe absolut tot ce fac. Nu știu, în fine, hai că ne vedem în clasă, boys. Băi, e destul de ciudat, e destul de ciudat, fraților, și vă spun sincer că nu știu ce să fac. Nu știu dacă ar trebui în continuare să-l accept pe Alexandru, gen. Însă poate el n-are nicio vină sau ceva de gen. Uite și pe Victor aici, ok. Salut, bă, Victor, frate meu, fii atent ce am primit aici. Citește scrisoarea asta, e o scrisoare de asta de amenințare. Am primit-o azi dimineața, a găsit-o mama în poștă. Băi, o să zic ceva, sper să nu te superi. Scrisoarea asta e ciudată rău de tot. Și eu am o impresie că noul coleg Alexandru are ceva de a face cu asta. Știu că ești într-o situație oribilă la chimie, dar eu zic să nu las să vină la tine acasă. E prea riscant. Bro, frații mei, Victor îmi zice să nu las pe Alexandru să vină la mine acasă ca să mă ajute la chimie. Nu știu ce să fac, boi. Scrieți la comentarii neapărat dacă a trebuit să las pe Alexandru să vină la mine acasă. Salut, Ovidiu, salut, Tănase, salut, Alexia. Eu o să mă pun, boys, aici și astăzi am ore scurte. Așa că o să ajung să vină și Alex de jos și să vină și Alexandru. O să văd care-i treaba și după vă țin la curent să văd dacă m-am decis sau nu să fac lecții cu Alexandru.
Frați și surori, tocmai ce am terminat orele și urmează să merg acasă. După cum puteți vedea, sunt aici alături doar de Ale și de Tănase, pentru că toată lumea a plecat. Și fiți atenți, mi se pare un lucru foarte ciudat că Alexandru a plecat de la ultima oră. Și acum, bă băieți, că sunteți aici, vreau să vă întreb o chestie. Merită să las pe Alexandru să vină la mine acasă să mă ajute la chimie? Adică eu aș avea numai de câștigat, na, că mă ajută la chimie și o să trec și eu clasa, însă totodată s-ar putea să-mi pun viața în pericol. Alex, tu ce zici, frățioro? Bă, eu zic să nu, sună sau ceva și spune că nu vă mai vedeți, e un risc prea mare, bro, Alex, și eu cred la fel, frățioro, am scrisoarea asta aici și nu vreau să o pierd, uitați-vă, scrisoarea de la necunoscut, dar tu, Tănase, ce zici, frățioro? Frate, ești prea paranoic, băiatul doar vrea să te ajute și să se integreze în grupul nostru, nu fi nesimțit și fă-i și tu un bine, acceptă-l că te învață chimie și nu fi fraier, ok, boys, deci, Tănase, e clar că nu împărtășește aceeași gândire ca și mine și Alex. În fine, băieți, nu știu. Eu cred că până la urmă, fără supărare, Tănase sau ceva de genul, o să-l ascult pe Alex. O să ajung acasă, boys, și o să-l sun pe Alexandru și o să-i zic, frățiorul, astăzi nu mai pot să vii la mine acasă, pentru că efectiv nu prea vreau eu să ne vedem, știu, nu să-i zic chestia asta, că pare destul de nesimțit. O să-i scriu ceva de genul, nu știu, că a intervenit ceva. Asta o să zic, a intervenit ceva. Uitați acolo, să iau o bicicletă de acolo. Deci o să zic, boys, efectiv că a intervenit ceva și na, adică nu cred că o să se supere sau ceva de genul, pentru că până la urmă, na, nu-i vina mea că a intervenit ceva, chiar dacă n-a intervenit nimica. Însă să ajungă așa rapid acasă, nu știu mama ce părere o să aibă despre asta, însă na, dacă nu vine până la urmă, nu o să afle de existența lui Alexandru sau ceva de genul. Hai să vedem, boys, că ajungem acasă și facem chestia aia. Hopa, uite-o pe mama în fața casei. Care-i treaba? Bro, cine e în casă? Bro? Alexandru e în casă? Mama, îmi spui și mie ce s-a întâmplat? Hei, m-ai supărat. Nu știam că ai un coleg nou care este așa de amabil. A venit să faceți teme împreună. Nu știam că tu ești așa de atent la școală. Sunt mândră de tine. Înăuntru, i-am făcut un ceai. Eu o să merg în oraș. Mă întorc în câteva ore. Baftă la învățat. Da, mama, mersi, bro. What? Băi, Alexandru a plecat de la ultima oră de la școală ca să vină la mine acasă. Uitați-l acolo cum stă la masă. Bro. Ciudat, ok, acum chiar nu mai am ce să fac. Trebuie neapărat să stau cu el, măcar să fiu prietenos, să nu se enerveze sau ceva de genul. Hai să văd care e treaba. Salut, bă, Alexandru. Salut, frate, mama ta e foarte drăguță. Am zis să vin mai repede ca să ne apucăm de treabă. Ești gata să învățăm chimie? Da, stai două secunde că vin și eu aici. Însă prima dată să-mi las niște chestii în camera mea. Boys, fiți atenți, o să pun asta, scrisoarea în camera mea. O să pun aici, o să ascund în chestul ăsta. Și o să mă duc să învăț cu Alexandru. Sper să mă învețe chimie sau ceva de genul, că n-ar fi destul de nașpa și o să fiu destul de amabil, bă, până la urmă poate doar e un copil normal. Frați și surori, vreau să vă spun că am învățat foarte multă chimie în ultimele 3 ore. Alexandru tocmai ce a plecat de la mine de acasă, a ajuns și mama acum vreo oră sau ceva de genul. Bă, și vreau să vă zic că am ajuns să-l cunosc și într-adevăr, nu știu să zic dacă e un băiat ciudat sau ceva de genul. Mie mi s-a părut destul de treabă, m-a învățat tabelul la perioade, m-a învățat toate chestiile posibile, e foarte, foarte mișto. Și cred că o să mă descol la chimie, deci bănuiesc că a fost o alarmă falsă și Tănase avea dreptate, într-adevăr, doar eu eram paranoic. Însă fiți atenți, boys, mama mi-a zis că o să se ducă la poliție cu noua scrisoare aia de amenințare pe care o am și acum trebuie să-i o duc ei sau ceva de genul. Și să mă uit aici. Bro. Boys. Unde e scrisoarea de amenințare? Nu cred. Frații mei, cred că Alexandru tocmai ți-a furat scrisoarea de amenințare. Nu cred așa ceva. Bro, m-a fraierit. E în baie sau ceva de genul, nu. Boys, tocmai ce mi-a furat scrisoarea de amenințare. Nu, trebuie neapărat să-i scriu lui Alex. Fraților, i-am scris lui Alex ce s-a întâmplat și am primit un mesaj de la el. Wow, nici nu mă așteptam la altceva. Am aflat ceva despre Alexandru. Vino cât de rapid poți la mine acasă. Alex, la ora 6:06. Bun. Fraților, deci fiți atenți. Ok, o să las pe mama acolo. Bă, nu... Mamă, unde mi-e bicicleta, bro? Mi-a furat efectiv și bicicleta!
Unde e bicicleta? Nu, ok, o să mă duc, o să mă duc pe jos acasă la Alex, că stă destul de, destul de aproape de mine. Băi, fraților, deci nu știu dacă Alexandru mi-a furat pe bunea aia, nu știu dacă e el implicat sau poate, adică, băi, eu mi-amintesc că am pus-o acolo. Mă gândeam că poate am rătăcit eu scrisoarea, dar știu 100% că am pus-o acolo. Uitați-vă aici, boys, uite și pe mama lui Alex. Let's go. Bună ziua, unde este Alex? Salut, Marius, Alex este sus și este foarte agitat. Ok, boys, trebuie neapărat să vorbesc cu el. Mamă, trebuie să-i zic toată treaba, let's go. Ok, o să am un mesaj ăsta pe aici sau ceva de genul. Ok, salut, bă, Alex, bă, frățiorul, deci cred că ai avut dreptate. Efectiv, Alexandru s-a comportat așa de frumos cu mine și, băi, mi-a dispărut scrisoarea de amenințare. Eu cred că el a luat-o, dar tu de ce m-ai chemat, gen, ce vrei să discutăm? Marius, cred că o să trebuiască să nu dormim diseară. Tocmai am aflat cine este vecinul meu. Uită-te pe geam, vezi casa aia maro? E casa lui Alexandru. What? Boys, asta e casa lui Alexandru? Bine, bă, Alex, înțeleg că e casa lui Alexandru, da, destul de mare și frumoasă, dacă stați să mă întrebați pe mine, dar... Nu înțeleg cum, adică nu o să trebuiască să dormim diseară, care-i treaba? Știu că o să ți se pare nebunește ce zic, dar ascultă-mă. Alexandru, băiatul ăsta, e foarte ciudat. Noaptea nu doarme aproape deloc, doar se plimbă. Odată e în casă, odată e afară, odată e plecat și nici el nu știe ce e cu el. Ok, boys, deși că Alexandru ăsta nu doarme noaptea, poate doar e... are insomnii sau ceva de genul. De când a venit el la noi în școală, toți ne punem întrebări despre el, toți pare că avem un fel de frică față de el și eu zic să-i punem odată capăt. Ce zici? Vrei să dormi diseară la mine și să-l pândim pe Alexandru și în momentul în care iese din casă, intrăm în casa lui ca să aflăm adevărul. Poate chiar el ți-a trimis acea scrisoare. What, băi, Alex, frățioare? Eu cred că e un plan destul de nebun, dar nu știu ce să zic. Fraților, ce ziceți? Credeți că Alexandru are ceva de a face cu faptul că mie mi s-a furat scrisoarea? Credeți că ar trebui pe bune să dorm la Alex și să-l pândim noaptea pe Alexandru ca să aflăm odată adevărul? Decizie foarte, foarte importantă. Eu și Alex stăm aici efectiv de o oră și ne gândim ce ar trebui să facem, fraților. După cum știți, frățiorul nostru Alexandru, nou coleg pe care îl avem la noi în clasă, se comportă foarte, foarte ciudat și Alex, după cum știți în episodul trecut, mi-a zis că, băi, Alexandru ăsta ascunde ceva 100% și ascunde ceva în casa asta. Iar eu cu Alex, după o oră în care am discutat, ne-am zis așa părerile, am ajuns la concluzia că diseară o să vin la el acasă, o să dorm la el și într-un final o să mergem, gen, o să ne uităm pe aici să vedem când ajunge Alexandru acasă, când pleacă și toate chestiile astea și o să intrăm prin efracție, adică teoretic ilegal, la el în casă, fraților. Ei bine, frățiorul Alex, eu o să mă duc acasă acum, o să-i zic lui mama că o să plec la tine și ne vedem diseară, da? Bine, frate, eu fac planul și vedem diseară care e treaba. Ai grijă de tine, spune-i și mamei tale ca să nu se îngrijoreze. Te aștept. Bun, frățiorul. Ok, băi, și fete, zice totul bine. O să plec chiar acum acasă de la Alex, mamă, și nici n-am venit cu bicicleta, am venit pe jos, dacă vă aduceți aminte. Dar tot ce o să fac acum este să mă duc la mama, îi zic, și după pierd puțin vremea în cameră și după o să vin înapoi la Alex. Sunt chiar foarte, foarte curios să văd, băi, ce o să găsim oare în casa lui Alexandru ăsta? Băiatul e ciudat, mi-a furat scrisoarea de amenințare, dacă vă aduceți aminte. E foarte, foarte ciudat și nu știu într-adevăr ce o să se întâmple cu el. Însă hai să vedem ce se întâmplă la noi acasă. Ah, uite acolo pe mama. Ok, boys, deci e bine că la noi acasă numai Alexandru, de data asta e doar mama. Hai să zic care-i treaba, let's go. Salut, bă, mama, fii atentă, diseară, și să știi că mi-am făcut toate lecțiile pe astăzi, diseară o să dorm la Alex și mama lui acolo, e totul bine, gen, pot să mă duc. Bine, dar să ai grijă de tine, mâine dimineață până la ora 9 să fii acasă și sper să nu faceți prostii. Bun, boys, let's go! Deci mama a acceptat oficial să mă duc la Alex acasă. Acum, fiți atenți că mai am încă o chestie pe care vreau să vă arăt, înainte să, na, să pierd vremea pe aici. Uiteți-vă aici, boys, ce am eu în chestul ăsta? Avem un pickaxe, mai știți atunci când am cumpărat unelte ca să salvăm pe Alex din subsol din sezonul 1? Ei bine, mi-a rămas pickaxe-ul ăsta și diseară o să-l folosesc ca să intru prin efracție în casa lui Alexandru. Bun, frați și surori, după cum puteți vedea, afară deja se lasă seara. Ei bine, eu o să mă duc aici, o să-mi iau pickaxe-ul de stone. Mama cred că e la ea în cameră, dacă nu mă înșel, ok? Și o să mă duc la Alex acasă ca să văd care-i treaba cu el. Așa că o să iau bicicleta asta, o să merg și o să mă duc direct la Alex acasă să vedem care-i treaba, boys. Însă prima dată, ia stați, fiți atenți, vreau să văd dacă e Alexandru acasă. Și fiți atenți, o să iau, deci o să fac acum un ocol. Fiți atenți, asta
o să fac, o să iau un ocol, ca să nu-și dea seama Alexandru că e ceva la mijloc. O să fac un ocol să pare că am venit din partea aia, ca na, să vedem dacă e el acasă sau nu. Deci o să iau pe aici, pe partea dreaptă, să vedem dacă e Alexandru acasă sau nu. Let's go! Deci bun, o iau aici pe partea dreaptă. Asta e casa lui. După cum vedeți momentan nimic. Hopa, hopa, bă, da, e acasă. Ok, boys, deci Alexandru e acasă. Îi vedeți acolo numele, nu știu exact unde stă sau care e treaba. Parcă, what, parcă stă la geam acolo. Ok, și Alex e sus acolo, what? Eu să-ți puțin, boys, Alex e la geam, Alexandru la geam. Cumva ăștia se uită unul la altul, bro. Alex, Alexandru, ia. Hopa. Deci Alexandru e acolo, boys, stați. Ăștia se uită unii la alții, ok, nu știu care-i treaba, hai să vedem care-i treaba, o să mă duc sus în camera la Alex și să vedem ce o să facem. Bănuiesc că, na, planul e foarte simplu, din câte cred eu. O să trebuiască să iau pichetul ăsta de stone și să intrăm în casa lui Alex, lui Alexandru, după ce ăsta pleacă. Alex, iată, frățiorul, am ajuns și uite ce am adus. Am adus stone pichetul ăsta de atunci de când te-am salvat pe tine, ca să intrăm la ăsta în casă. Frate, eu zic să mai așteptăm. Alexandru e acolo la geam, nu văd de copac, dar parcă se uită la noi, nu sunt sigur. Bă, pe bune. Deci pe bune parcă așteaptă ăsta că o să se întâmple ceva, însă eu zic că tot ce ne rămâne să facem este să așteptăm. Cred că a trecut destul timp, fraților, și acum 5 minute Alexandru a plecat de la ele de acasă. După cum puteți vedea, deja gen afară e miezul nopții, se face deja foarte, foarte noapte. Aici frățiorul Alex, eu am stone pickaxe-ul ăsta și eu zic să mergem. Eu zic să mergem direct acolo înăuntru ca să vedem care e treaba și să aflăm o dată adevărul. Gata, acum e momentul. A plecat din casă. Haide, cred că avem maxim 10 minute să profităm de ele. Mergi tu jos să verifici zona și intră prin spate. O să ajung și eu, aștept să văd dacă vine înapoi. Bun, boys, deci eu mă duc așa și Alex stă la geam să vadă dacă cumva Alexandru se apropie. Ok, ok. Hai să vedem care e treaba. Mamă, sper să nu mă prinde sau să se întâmple ceva foarte nașpa. Hai să vedem totuși care-i treaba. What? Boys, unde mi-e bicicleta? Ok, nu l-am văzut pe Alexandru să-mi fi luat bicicleta în fine. Ok, boys, deci nu o să intru prin față, o să intru prin spate, o să spar cu pichetul, însă până atunci doar o să inspectez puțin casa, să văd care e treaba. Deci acolo e o bucătărie, asta e camera de zi până la urmă. Hopa, mamă, m-a speriat, ăla e Alex. Deci Alexandru nu e în zonă, ăsta e garajul, boys. Ia stai, spargem ceva în garaj. Ah, ok, în garaj nu e nimic, ok, e gol. O să pun astea, mamă, ok, stați că l-am pus prost. Trebuie să le pun la loc, boys, să nu fie vreo chestie. Deci după cum puteți vedea, Alexandru nu e deloc în zonă. Nu știu care e. Hopa, mă, ce acolo? Eu oaie, boys, mă, m-am speriat. Hopa, aici are și piscină. Ok, boys, hai să intrăm prin spate. O să intru prin spate pe aici, adică prin bucătărie. Hai să sparg asta. Ok, ok, boys, am intrat oficial în casa lui Alexandru. O să las asta aici, gen, o să las asta aici deschisă ca să poată să vină și Alex. Și hai să vedem ce găsim în casa lui, boys. Let's go, deci aici e garajul, bun. N-are nicio treabă. Sper să găsiți ceva interesant, că până la urmă de aia am venit aici. Asta e o baie, ok. Aici e bucătăria, nu văd să aibă ceva. Ia poate în furnesurile astea. Nu, ok, nu are nimic. Hai să mergem mai... Hai să mergem mai sus pe aici. Hopa! Deci aici, ia stați, are mai multe camere. Ok, asta bar n-am ce cu camera asta. Pare o cameră de fete sau ceva. Destul de ciudată camera asta, după cum vedeți, nu e nimica. Și aici avem un sign unde scrie camera lui Alexandru. Bro, de aia stați, aici mai avem ceva. Aici, ok, ăsta e un fel de... Aha, deci ăsta e un dormitor foarte, foarte mare. O fi că e camera părinților lui Alexandru. Sau după cum puteți vedea, nu am văzut nimica. Mamă, și ce e camera lui Alexandru, boys? Mi-e frică, fiți atenți, o să-l chem pe Alex și după o să intrăm. Băie și fete, i-am dat toate unetele pe care le-am avut și tot ce am avut i-am dat lui Alex. Și că el nu vrea să intre în camera asta, nu știu care-i treaba. Intră înăuntru, dacă găsiți ceva nașpa, țipă. Eu stau de 6, bun, boys. Deci oficial o să intru în camera lui Alexandru. Probabil aici s-ar putea să nu găsiți nimica, s-ar putea să găsiți chestii care o să mă bucure sau chestii care o să mă întristeze. Hai să vedem o dată pentru totdeauna ce naiba se află în camera lui Alexandru. Alex, stai de 6, frățiorul, let's go. Ok, boys, este o cameră. Vedem că e fan Minecraft. Deci e fan Minecraft. E o cameră cu 3 chesturi. Ok, există șansa ca în aceste chesturi să nu se afle nimic, apă bune. Însă sper să nu se afle ceva. Hai să vedem, hai să deschidem primul chest. Sunt 3 cărți. Ok, ok, ok. Sper să nu găsiți ceva nașpa aici. Informație 1, informație 2 și informație 3. What? Ce-s astea? Informație 1. Mama lui Marius a părăsit orașul la ora 5:05 dimineața. What? Mama lui Marius a revenit în oraș după 20 de ore și 40 de minute. Mama lui Marius a fost singură timp de 5 ore și 31 de minute, după care am intrat eu în casă.
Boys, cred că efectiv tot ce credeam despre Alexandru s-a adeverit. Băiatul ăsta ne urmărește pe toți, bro. Deci, efectiv, asta a treia carte. Deci, mi-am prins care-i treaba cu primele două cărți. Că a urmărit-o pe mama cum a ieșit din oraș. De-aia știa el, boys, când iese mama și când pleacă, ok. Și asta a treia informație zice că a fost singură timp de 5 ore și 31 de minute, după care a intrat el în casă. 5 ore am stat la școală, boys, în ziua aia. Și 31 de minute, na, timpul, școala, așa, ce-a mai pierdut timpul. După care a venit el, bro. What, ce s-astea? Man, ok, o să le bag înapoi în ce vreau să le țin aici. O să nu vină Alexandru, te-ti mai să vedem ce avem aici. Despre Marius 1, despre Marius 2, despre Marius 3. What? Vreau să-l văd mort cu cuțitul în gât. Am avut ocazia să-l omor de 4 ori cât timp eram la el acasă. Dar ceva nu mă lasă. O să acționez săptămâna asta, boys. Alexandru plănuiește să mă omoare? What? Bro, băi, mie nu vine să cred ce citesc aici. E asta și incestul ăsta. Despre Alex, ok. Alex este vecinul meu, mă deranjează. Dacă se mai uită odată noaptea la mine, îi scot ochii. Sper să nu afle ce fac noaptea. Boys, deci 100% Alexandru ăsta are ceva de ascuns. Alex, vină și tu în cameră, frățiorul. Băieți și fete, tocmai ce am arătat și lui Alex ce am văzut și vă spun sincer că și el e de aceeași părere cu mine și crede că efectiv ce a văzut aici e un scenariu de filme horror, bro. Adică nu e normal ce se întâmplă. Tu ce zici, Alex? Ce zici să facem? Am citit și eu, e real. Să sunăm la poliție? Boys, ce zice? Să sunăm la poliție în legătură cu Alexandru? Nu știu, man, ce să zic. Scrieți neapărat la comentarii. E foarte, foarte dificilă. Ei bine, sunt aici alături de colegul meu de bancă, Alex, și tocmai ce discutam, boys, ce am găsit în casa lui Alexandru. Știți că în episodul trecut am intrat prin infracție în casa lui Alexandru și am găsit niște chestii foarte, foarte ciudate. Mai exact, amenințări, boys, către mine, Alex, mama și efectiv către tot orașul, boys. Și acum ne gândeam ce să facem, dacă să mergem la poliție sau nu. Și am picat de comun acord, boys, că vom merge la poliție ca să arătăm poliției totodată ce face Alexandru și să scăpăm de el. Însă, fraților, totul a luat o întorsătură foarte, foarte mare pentru că, după cum puteți vedea, chiar acum, în fața casei, boi, se află Alexandru. Exact, după cum puteți vedea, dacă stăm așa, ne putem da seama că el momentan nu a intrat în casă, însă se află aici, boi, și urmează să intre. Ideea că e foarte, foarte nașpa și nu știu ce să fac. Hai să vedem ce părere are Alex. Ok, am decis și sunăm la poliție. Alexandru este chiar acum jos, merg și eliberează zona. Eu mă uit pe geam să văd dacă intră în casă. În cazul în care se întâmplă ceva, o să țip și fugim. Tu doar mergi jos, sparge tot acolo și îmi faci semnal că n-a ieșit și ieși și eu și ne trim la mine în dormitor. Bun, boys, deci planul lui Alex e destul de simplu. Trebuie să mă duc, după cum vedeți, am pickaxe-ul ăsta, știți, din episodul trecut și o să mă duc, boys, o să încerc să fiu destul de discret, o să încerc să nu fac așa de multe sunete, na, că nu vreau să mă audă Alexandru și o să mă duc aici jos și o să fac o gaură, boys, prin care o să pot să ieși eu și Alex. Hai să deschidem ușa ca să-i las ușa lui Alex deschisă și o să ne vedem după la el în dormitor, boys. Ideea e că, uite, Alexandru e chiar acolo, boys. Sper să nu mă vadă sau ceva. Ok, boys, asta trebuie să sparg asta puțin. Uite, stai, trebuie să sparg și asta, bun. Însă o să le pun la loc. Mamă, trebuie să sparg și asta, ok. Ok, am spart tot aici, însă o să pun totul la loc ca să nu fie ceva suspect sau ceva de genul. Și uitați-l pe Alexandru chiar acolo, boys. Este în care și oase chiar el fix acum a venit acasă. Gen, ideea e că nu-l vedem, însă dacă sărim, da, putem să-l vedem. Hai să sparg pe aici și să-i zic lui Alex să vină, știi ce zic, să spargem asta și o să mă întâlnesc cu Alex la el în dormitor. Bun, băieți și fete, am reușit să ajungem în camera lui Alex, sper eu, fără să fim văzuți. După cum puteți vedea, boys, acolo jos este Alexandru, a intrat într-un final la el în casă, însă sunt destul de emoționat pentru că, după cum puteți vedea, stă fix acolo unde am spart eu, acolo la scări, dacă vă aduceți aminte, acolo stă și Alexandru și sper să nu-și fi dat seama că lipsește ceva din casă. După cum puteți vedea, suntem aici alături de Alex și eu o să iau toate chestiile astea și o să îi le las lui aici, o să le pun așa, gen să le aibă, pentru că, după cum știți, boys, am decis să mergem la poliție ca să-l denunțăm pe Alex, ca să nu se întâmple ceva mare nenorocire la noi în oraș. Hai să vedem ce zice Alex. Bun, frate, am reușit, asta contează. Mâine vom stabili ce vom face, să vii dimineața la mine, pentru că o să-l chem și pe domnul detectiv. Acum eu zic să mergi acasă și să vezi dacă totul e bine, că nu știm unde a fost plecat Alexandru ăsta. Mamă, boys, adevărat, trebuia să dormă la Alex, după cum știți că
așa am zis mamei mele, însă o să mă duc acasă să văd dacă totul e bine, pentru că după cum știți, Alexandru a fost plecat și noi nu prea știm unde. Boys, sper să nu mă vadă. Știți că nu am nici bicicletă, efectiv, așa că o să iau așa. Bun, și o să merg către casă, boys. Băi, a fost ceva super, super intens toată experiența asta, să intru Alexandru în casă, să vedem ce am găsit, însă după cum puteți vedea, a meritat absolut totul, pentru că am găsit niște dovezi care... Băi, până la urmă, îl... Opa, opa, mama e acasă, boys, ok, e în dormitor, o să încerc așa să nu mă vadă sau ceva de genul. Sper că a uitat că trebuia să dorm la Alex sau ceva de genul. Dar, na, am găsit niște dovezi care, boys, îl pot pune pe Alexandru după gratii. Poate să ajungă la închisoare și totodată vom afla și adevărul despre el. Bun, băi și fete, păi am ajuns acasă, o să aștept să se facă dimineața, o să mă culc puțin și după voi vedea ce vom face mâine la Alex. Bună dimineața, băi și fete, vreau să vă spun că am dormit foarte, foarte bine după ce s-a întâmplat seara trecută și că am aflat foarte multe indicii despre noul nostru coleg Alexandru, însă după cum puteți vedea, boys, mama este acolo. Sper să nu mă cite sau ceva de genul, sper că a uitat că eu trebuia să dorm la Alex și acum, boys, o să zic că mă duc la școală, însă eu o să mă duc la Alex acasă. Desigur, o să chiulesc astăzi pentru că e o chestie super importantă. Bună dimineața, mama, cum ai dormit? Știi ce zic? Bună dimineața, dragule, ce ai făcut aseară? Am auzit multe zgomote. Păi nu știu, mama, okay, că m-am dus la baie, nu prea am putut să dorm, însă hai că eu te las că trebuie neapărat să ajung la școală și na, nu vreau să mă întârzi la prima oră. Bun, boys, deci mama a uitat că eu trebuia să dorm la Alex foarte, foarte bine și i-am zis că merg la școală. Însă eu, frații mei, vă dați seama că nu o să merg la școală și o să o iau pe aici, gen, ca să crede că merg la școală și mă voi duce acasă la Alex. Să vedem care e treaba. Ideea e că Alex a zis că o să-l cheme și pe detectiv, dacă vă aduceți aminte, și e totul bine. Efectiv, vreau să fie toată lumea acolo ca să discutăm ce putem face cu Alexandru, băiatul ăsta. Let's go, Alexandru e acasă în momentul de față. Da, după cum puteți vedea, el nu e acasă, deci e destul de bine. Hai să vedem cine e aici. Hopa, uite acolo pe mama lui Alex, o să parchez asta aici. Bună dimineața, unde este Alex? Bună dimineața, Marius, tocmai ce detectivul a venit la noi este sus alături de Alex. Bun, boys, deși domnul detectiv este aici. Hai să vedem ce vom rezolva și totodată cum vom reuși să-l punem pe Alexandru asta odată după gratii, bro, pentru că, bă, ne-a făcut destul de mult rău. Hai să vedem. Bună dimineața, domnule detectiv. Salut, bă, Alex, zim și mie cum merge treaba. Marius i-am arătat domnului detectiv filmările, însă situația este destul de complicată. Ok, asta nu e deloc bine. Cum adică situația este destul de complicată? Eu am zis că, bă, am făcut rost de niște dovezi mișto rău de tot și că poate să fie bine, nu? Alexandru o să fie pus la închisoare, nu? Salut, tinere, mi-a arătat Alex filmările și vreau să vă spun că sunt niște dovezi excepționale. Tocmai datorită acestui lucru am pus o echipă de supraveghere pe Alexandru, noul vostru coleg. Deci, boys, let's go! E bine, nu? Adică, bă, Alex, pe bune frățiori, eu zic că e bine ce am făcut, nu? Dar asta nu e destul. Singura modalitate prin care îl pot aresta este dacă îl surprindem făcând o crimă sau încercând să facă una. Lucru pe care bănuiesc că sperăm tot să nu-l vedem. What? Deci ca poliția să-l aresteze pe Alexandru, trebuie neapărat să-l vadă cum face o crimă sau încearcă să facă una. Boys, eu zic că asta are logică, pentru că, după cum știți, noi am făcut rost de dovezile alea puțin ilegal, adică 100% ilegal, însă nu știu, nu-mi place cum sună. Băieți și fete, tocmai ce a plecat detectivul și vă spun sincer că pe bune este o situație foarte, foarte nașpa. Ar fi trebuit să mă gândesc, bă, eu cu Alex, că dacă intrăm în casa lui și facem rost de dovezi, nu o să poată să fie așa de mult luate în considerare, boys, pentru că au fost obținute ilegal și acum Alexandru este foarte, foarte nervos și bănuiesc, boys, adică nu știu dacă mă bănuiește fix pe mine și pe Alex, însă 100% vrea să-și recupereze toate chestiile înapoi. Însă nu știu care e treaba. Alex, tu ce zici, frățioro? Marius, stai liniștit, m-am gândit la ce persoană să apelăm pentru a-l prinde pe Alexandru și mi-a venit în cap una singură, Victor. Ok, deci îl băgăm și pe Victor în combinație, dar cum adică? Eu cu Victor am făcut un plan care nu știu dacă o să-ți convină. Mergi la cafenea ca să te vezi cu ei și să zică planul. What? Ok, boys, deci știi că avem un plan să-l prindem pe Alexandru și trebuie să mă duc la cafenea. Ok, boys, o să mă duc, dar stați, și că nu o să convină planul. Cum adică? Deci Alex și Victor au făcut un plan ca să îl prindem pe Alexandru. Bănuiesc cum face o crimă sau cum încearcă să facă o crimă. Nu știu care e treaba, boys, însă hai să mergem la cafenea să vedem ce, că acolo o să mă aștepte Victor. Boys, sper să fie un plan bun, să nu știu de ce mi-a zis Alex că nu o să-mi placă mie planul. În fine, boys, stați că mai am puțin. Ideea e că lumea e la școală, în cazul care nu v-ați dat seama. Adică, bănuiesc, eu astăzi sunt colegii mei la școală pe acolo, uite-l pe Victor acolo. Da, uitați-vă, vedeți că li se văd numele, deci sunt acolo la școală.
Hai să opresc aici. Salut, bă, Victor, zi-mi și mie care e treaba cu planul, frate. Salut, Marius, bănesc că ți-a zis Alex să vii aici să spun planuri. Probabil nu o să-ți placă, dar asta e. Bro, cum adică nu o să-mi placă? Hai să vedem. După cum ai văzut, Alexandru este o mare amenințare pentru orașul nostru și trebuie neapărat să scăpăm de el. Și ai auzit tu din gura detectivului că dacă vrem asta, trebuie să-l prindem cum face o crimă sau încearcă să facă una. Astfel, avem nevoie de o momeală. Bro, nu-mi place unde se duce toată chestia asta. Adică avem nevoie de o momeală, adică de un om care n-a să fie, să se lase într-un fel omorât, dar nu omorât, gen de Alexandru. Avem nevoie de o momeală. Și eu mă propun ca momeală. Victor, bro, nu. Boys, adică Victor trebuie într-un fel gen să lase pe Alexandru să-l omoare, adică să lase să încerce să-l omoare. Bro, Victor, e prea riscant. Taci, nu zi nimica. Poliția o să fie ascunsă printr-un fișuri când se termină orele. Eu voi merge la Alexandru când iese din școală și o să încep să-i zic că am aflat totul despre el, toate cărțile, că e un psihopat și tot. Și probabil el se va repezi să mă omoare și atunci va ieși poliția pe el. Știu, e riscant, dar asta trebuie să facem. Ba, nu, bro. Bro, nu trebuie să facem chestia asta, man. Putem să ne gândim și la alte variante. Deci, boys, Victor... Mamă, man, nu-mi place deloc. O să mă duc să vorbesc cu Alex. Nu știu care e treaba cu planul ăsta al vostru. Însă-i nașpa rău de tot, boys. Cum adică Victor să se sacrifice într-un fel ca să-l prindem noi pe ăla? Deci, boys, nu-mi convine deloc ce am auzit adineauri și pe bună dreptate, frații mei. Însă, după cum puteți vedea, am ajuns aici acasă la Alex. Trebuie neapărat să mai iau de râs să-i zic că, bă, nu-i deloc combinație că planul cu Victor, bro. Cum poate să facă Victor chestia asta? Și dacă îl omoară, man? Și dacă Alexandru așa de bun și de psihopată cât îl omoară. Nu putem să riscăm chestia asta. Băi, Alex, frățiorul, am mers la cafenea cu Victor și mi-a zis, eu zic că planul e foarte, foarte prost. Stai liniștit, Victor știe ce face. În 2 ore se termină orele, merge acasă, Marius, și ne vedem la școală în următoarele 2 ore. Bro. Nu e bine, man. Cum adică? Nu e bine să, băi, să se sacrifice Victor, bro. Ok, man, ok, boys, deci puteți vedea și voi că eu am încercat într-un fel să opresc toată chestia asta, însă sper să nu-i fac mai mult rău, să nu fac mai mult rău acestei situații. Însă, după cum puteți vedea, boys, Alex și Victor sunt 100% porniți pe chestia asta și vor să facă asta. Ei bine, eu o să mă duc acasă, boys, o să aștept, mama e acasă. Ok, boys, mama nu e acasă, asta e destul de ciudat. O să aștept aici și în următoarele momente o să mă duc, nu o să mă duc în 2 ore, fiți să fac o schemă, nu o să mă duc în 2 ore pentru că vreau și eu să văd acțiunea. O să mă duc în vreo oră jumate. Deci aștept aici vreo oră jumate și după mă duc la școală să vedem totodată să ajungem la momentul, la punctul culminant, cum se zice la română, să ajungem la momentul în care Alexandru o să fie prins și sper pe bune să fie prins. Bun, băie și fete, a trecut timpul, de fapt a trecut o oră și 20 de minute, însă vă spun sincer că nu mai pot să aștept. Trebuie neapărat să mă duc la școală. O să mă duc la școală, frații mei, și o să stau acolo în tufișuri pândindu-l pe Alexandru să vedem cum se ia de Victor. Boi, sper să nu se întâmple ceva foarte, foarte nașpa și sper să fie totul bine până la urmă. Ideea e că nu știu, sper să nu dau poliția de gol sau ceva de genul, însă uite, o să-mi parchez, o să-mi las bicicleta, uite, fix aici, ca să merg așa pe jos, ca să nu-i dau pe aia de gol. Și ce zic? Hai să vedem care e treaba, boi. O să mergem încet. Uite, hopa, vedeți că vedem deja pe cineva acolo. Hopa, acolo e Alex, boys. E și Alex, nu mi-a zis că e aici, știi ce zic? Hai. What? Boys? Ce se află aici? Man, ce s-a... De ce e sânge? Bro, e sânge pe jos. Băie și fete, e sânge pe jos. Sunt mașini de poliție, ambulanțe, peste tot. Alex, ce s-a întâmplat? Nu e bine. Cum adică nu e bine, bro? Ce se întâmplă? Bro, domnule detectiv, ce s-a întâmplat? Nu, ne-a scăpat! Bro, unde e Victor? Bro! Victor a murit! Boys! Uitați-l pe Victor! Dragoș, Marius, sunt în șoc, l-a omorât pe Victor în fața mea și mi-a zis: voi urmați unul câte unul pe rând.
Bro, ce? Băieți și fete, și aici s-a terminat al doilea sezon din Minecraft Viața la Școală. În cazul în care nu v-ați dat seama, boys, următorul sezon, adică sezonul 3, o să fie cel mai interesant de până acum, pentru că Victor a promis că o să vină după toți și noi trebuie neapărat să-l oprim. Ei bine, băieți și fete, dacă mai vreți să continuăm și cu sezonul 3, apăsați chiar acum butonul de like și dacă facem și dacă văd multă susținere, săptămâna viitoare îi dau drumul la sezonul 3 din Minecraft Viața la Școală. Eu am fost Marius Iancu și vă urez o zi minunată. Pa, pa!